Începem însă cu informația momentului. Senatorii și-au mărit salariile lor și ale celorlalți demnitari, miniștrii, angajați din primării, din cabinete parlamentare, din tot aparatul administrativ, pe șest. Și asta în ziua în care Curtea Constituțională a declarat neconstituțională o altă lege unde făceau același lucru, pe un viciu de procedură, cei drept. Vasile Marcu urmărește tot acest scandal. Bun găsit, Vasile. Ce spun parlamentarii, deși chiar și președintele PSD, Marcel Ciolacu, spunea că nu vor fi mărite aceste salarii, că nu e cazul, vedem că ei și le-au mărit. Exact, și ce să spună, chiar sunt fericiți senatorii, o parte dintre ei, fie că sunt de la PSD sau PNL, spuneau că e normal să-și mărească salariile în condițiile în care, iată, au crescut prețurile și oricum nu și le-au mai mărit de foarte mult timp. Însă a fost vorba despre un amendament introdus ieri, chiar în timpul Comisiei de Muncă, de cei de la UDMR, bineînțeles în asentimentul celorlalți parlamentari din Coaliția de Guvernare, pentru că amendamentul a trecut imediat la vot cu majoritate covârșitoare, însemnând toți senatorii de la PNL, PSD, UDMR au votat pentru, doar doi de la USR s-au opus acestui amendament, iar astăzi, la o zi distanță, practic a intrat imediat în plenul Senatului și la fel cu o majoritate covârșitoare, doar 22 de senatori nu au fost de acord și au votat împotrivă, în rest au votat majoritar pentru majorarea salariilor, indemnizațiilor mai exact, ale parlamentarilor, senatorilor, deputaților, cei din administrația prezidențială, angajații ai guvernului, angajații ai parlamentului, primari, viceprimari, președinți de consilii județene, vicepreședinți de consilii județene. Toți aceștia vor avea din luna noiembrie venituri mai mari, venituri de la bugetul de stat. Totuși, cu o mențiune, senatorii de la PSD spuneau că în momentul în care proiectul va ajunge la Camera Deputaților și asta se va întâmpla săptămâna viitoare, au de gând să-l modifice acolo și să scoată indemnizațiile parlamentarilor, dar rămân toți ceilalți, însemnând administrația locală, spuneam primari, viceprimari, la fel și în consiliile județene și de asemenea mai rămân angajații din administrația prezidențială, cei de la guvern, inclusiv angajații din Parlament. Doar parlamentarii ar urma să fie scoși de la această mărire, însă rămâne de văzut dacă se va întâmpla acest lucru săptămâna viitoare. Mulțumesc, Vasile Marcu, pentru toate aceste informații. O să vedem exact cum rămâne cu toate aceste majorări de salarii pe care, spunea Marcel Ciolacu, nu le vrea. Le-a interzis la vot. Discutăm 25% din ce n-au primit în legea salarizării. Acum când românii au mare nevoie pentru aceste facturi îngrozitoare. Invitații mei de la această oră să înțelegem exact votul care s-a dat în Senat, sfidându-i pe români și deciziile luate în coaliție până la urmă. O să vedeți imediat de ce spun asta printr-o legătură Skype. Este alături de noi din partea Partidului Național Liberal domnul Alin Icnat, deputat PNL, domnul Andy Cristea, deputat Partidul Social Democrat, iar din partea USR domnul Remus Negoi. Vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi. Haideți să vedem mai întâi ce spunea președintele PSD Marcel Ciolacu atunci când și la Camera Deputaților s-a încercat același lucru, această majorare. Tot pe șest, atunci, printr-o erată. Ceea ce a spus acum Curtea Constituțională, că nu s-a făcut constituțional. Să-l ascultăm pe președintele PSD. Astăzi, din coaliție, vom ieși cu o decizie că nu se vor mări salariile pentru demnitari. În cazul în care va fi promulgată legea, se va da o ordonanță de prorogare a acestui termen. Nu se vor da aceste majorări, asigura președintele PSD Marcel Ciolacu. Și noi ce să înțelegem acum, domnule Cristea? Aș vrea să vedem mai întâi cum au votat parlamentarii. Votul care s-a dat după ce în Senat a fost supus la vot amendamentul făcut de un senator al UDMR. O să vedem cum imediat cum sună și acest amendament. Îl rog pe colegi să ne arate modul acesta în care s-a votat, pentru că există această împărțire clară. Și vedem de acolo cei 39 de senatori ai PSD au votat pentru acest amendament. O să-mi spună colegii când au gata captura aceasta făcută pe votul din Senat. Până atunci, domnule Cristea, vă rog, spuneți-mi ce faceți acum. Când domnul Ciolacu a dat asigurări că nu se vor face aceste majorări și vedem votul de astăzi. Bună ziua, în primul rând.
subiectul pe care îl discutăm este unul foarte sensibil și sunt perfect de acord că și parlamentarii și ceilalți demnitari pot să aștepte și trebuie să aștepte în această perioadă de criză și ar trebui să fim primii care dau dovadă de solidaritate în vremuri în care banii sunt puțini. Din ceea ce știu eu, acest vot s-a dat în Senat. Senatorii PSD l-au votat. Da, și vedeți acum, vedem acum pe ecran modul în care a fost dat acest vot. 39 de senatori ai PSD toți s-au votat pentru, din cei prezenți, dar la fel și cei AUR, 31 ai PNL, cei ai UDMR cu toții și sunt 4 abțineri din partea celor neafiliați, doar grupul USR care a și contestat la Curtea Constituțională în opoziție, acum a votat împotrivă, cele 22 de voturi împotrivă. Domnule Cristea, domnul Ciolacu e președintele PSD și al senatorilor, nu? De ce nu fac aceștia ce spune președintele? Adică cine a mințit aici? Eu nu aș putea să spun ce fac colegii mei din Senat. Eu sunt deputat și cu maximă bunăvoință și îmi dau seama cât de important este subiectul atât pentru dumneavoastră cât și pentru cei care ne privesc. Eu vă pot spune cu cunoștință de cauză că Partidul Social Democrat va solicita colegilor de la PNL, colegilor liberali și de la UDMR să modificăm aceste prevederi astfel încât actualizarea de salarii să fie doar pentru primari, nu și pentru parlamentari. Și de ce spun pentru primari? Pentru că acolo e o problemă reală, pentru că salariile sunt foarte mici, nu au mai fost actualizate de 5 ani de zile din 2018. Și această situație în care în primării sunt salarii mici, iar personalul pleacă în căutarea de salarii mai mari în mediul privat, de exemplu, pune în pericol multe din proiectele europene care sunt în derulare, fiindcă nu mai există resursa umană capabilă să le administreze. Da, acolo este și o discrepanță între primarii de municipii, cei de orașe și cei de la comune care au salariile mult mai mici și angajații au aceste diferențe mari. Vedeți dumneavoastră, domnule Cristea, e ușor să spui, sunt din Senat, noi suntem la Camera Deputaților, nu sunteți toți din PSD, ați avut ședință de grup comun. Atunci să înțelegem ce a vrut domnul Ciolacu. Una spunem la televizor pentru popor și alta facem, că poate e cu războiul și nu se uită nimeni. Domnule Ignat, aceeași problemă o vedem și la PNL, pentru că la nivel declarativ toată lumea e solidară, dar dacă am putea să facem așa, fără să ne mai tragă nimeni de mânecă, ce bine. Că așa, toată lumea are nevoie de bani pe vremurile acestea. Doamna Dumitrache, am aflat și eu cu puțină vreme înainte de această emisiune despre acest vot. Înțeleg că dorința principală a fost de a mări salariile primarilor în zona de administrație locală. Primari, nu asta spune amendamentul, domnule Ignat, că doar mai știm și noi niște proceduri parlamentare, că era ușor să spui acolo doar primarii, doar așa. Hai să ne băgăm și miniștrii. Da, eu vă spun ce informații am eu la această oră. Ce este cert este că n-a existat o discuție în coaliție care să dea undă verde la așa ceva, mai ales că astăzi a existat o decizie a Curții Constituționale pe care ați amintit-o mai devreme despre un alt proiect trecut la Camera Deputaților. Și să ne înțelegem, Curtea n-a spus că n-ar trebui toți demnitarii să aibă aceste majorări. Ba da, așa, au dreptul, pentru că legea spune majorări pentru întreg aparatul de stat și parlamentarii și miniștri și toți fac parte din acest aparat legal. Ei au nevoie. Ce a spus Curtea e că la fel ați încercat în Camera Deputaților, unde erați și noastră deputați, să o faceți tot pe șest cu domnul Solomon, care a inventat procedura cu erata, o procedură scoasă din buzunar pe care n-am mai întâlnit în cei 20 și ceva de ani de parlamentarism. Și acum, din nou, tot așa încercați să o faceți, dar legal. În comisie, poate într-un plen în care să nu fie presa. În urma a ceea ce s-a întâmplat la Camera Deputaților data trecută, a existat o discuție în coaliție, s-a luat o decizie. Eu vă asigur că va veni la Camera Deputaților, care este foarte decizional, și decizia care s-a luat în coaliție se va respecta. Demnitarii pot aștepta, într-adevăr, măriri de salarii până trec aceste perioade foarte complicate pentru oamenii de rând. Nu cred că demnitarii sunt primii care trebuie să aibă salariile mărite. Excepție făcând, repet și eu, primarii, unde sunt adevărate probleme în legătură cu actualizarea salariilor. Da, domnule Negoi, USR în opoziție acum a făcut acea contestație la Curtea Constituțională, ați votat împotrivă. Ce salariu? Spuneți-ne clar indemnizația dumneavoastră ca să înțeleagă oamenii de ce vine toată lumea și spune, da, măcar să fim solidari, așa de ochii lumii, să fim solidari cu românii, să nu avem acum majorări.
Eu ascult siderat declarațiile bombastice ale celor de la PSD și de la PNL. De fapt, sunt niște gogoși pe care le vând românilor. Nu, nici pe departe. Dacă tot ceea ce s-a întâmplat astăzi în Senat, de unde am venit de curând în emisiune, dacă tot ce s-a întâmplat astăzi este rezultatul a ceea ce s-au gândit ei înainte sau rezultatul a ceea ce ar fi vrut să se întâmple în privința primarilor, ei sunt șala marnică că ne pot păcăli pe toți cu chestia asta. Decizia CCR pe speța trecută este aproximativ identică cu ceea ce s-a întâmplat astăzi. Adică nu numai că a fost votat data trecută și la Senat și la Camera Deputaților, și tocmai pentru motivul ăsta am contestat la CCR, astăzi, cu aceeași mecherie politică, a fost introdus ieri, de fapt, acel amendament și astăzi introdus pe ordinea de zi a Senatului această șmechereală cu care vor să ne aburească cei de la PSD și de la PNL. Din pretenții de la cei din coaliția de guvernare nu aș fi avut. Eu văd că și cei care se filmează să-și fac live-uri peste tot cum că vor binele poporului au votat cot la cot, și mă refer aici la cei de la AUR, au votat cot la cot mărirea salariilor. Da, am prezentat pentru, și noi acel vot. V-am întrebat care este indemnizația. 12.000 de lei luați net? Net aproape 11.000 de lei, 10.800. Și atunci, în condițiile astea, de ce să vrei să introduci, scuzați-mă că folosesc termenul ăsta, asemenea ticăloșie, știind că majoritatea românilor pe care declarativ ei vor să-i apere, majoritatea românilor se confruntă cu scumpiri de tot felul și cu scăderea puterii de cumpărare, să vrei să introduci o creștere a indemnizațiilor parlamentarilor. Sau să ți-o asumi. Că dacă repet, 12.000 de lei nu sunt bani de ajuns pentru fiecare, măcar veniți-o și asumați-vă. Nu o mai faceți așa pe șestă. Și vedem ce spun cei din PSD și PNL care sunt în Camera Deputaților. Așteptăm să vedem și reacțiile șefilor de partid, pentru că l-ați văzut pe Marcel Ciolacu.